aflăm acum în standul domnului Asociației Copard. Vă numiți? Dan Teodor, președintele Asociației Copard. De câte am văzut, noastră creșteți copoi ardelenesc. Da, e copoi ardelenesc, singura rasă de vânătoare creată pe teritoriul României, duce cu mândrie numele Ardealului și este un câine extraordinar pentru vânătoare. Care sunt caracteristicile? Este un câine foarte rezistent, atât la căldura verilor, cât și la frigul iernilor. Este un câine care poate să alerge extraordinar de mult într-o zi, poate și 100 de kilometri. Se întoarce întotdeauna la locul de unde ai plecat, de unde ai pornit vânătoarea. De multe ori e comparat cu porumbelul călător, care de fiecare dată se întoarce de unde a plecat. Da. E un câine și frumos, dar calitățile lui sunt în primul rând rezistența fizică și rezistența la oboseală și simțul de orientare extraordinar. De când ați înființat asociația și cum v-a venit ideea? Vă plac animalele, e clar. Da, îmi plac animalele, sunt vânător și ideea cu asociația mi-a venit în timp pentru că avem foarte multe exemplare de copoi ardelenești aici la noi, însă nu sunt înregistrate și asta practic nu există. Plus faptul că sunt foarte mulți crescători, dar sunt împărțiți și cu diferite opinii, chiar despre standard, chiar despre asta. Și am zis că dacă reușim să înființăm asociația, o să fim mai uniți, o să comunicăm mai bine, ceea ce se și vede. Bucuria noastră e că deja lumea începe să îl recunoască. Altădată în târguri întreba ce este Rottweiler sau Doberman. Aha, era, trist. Era trist și dureros pentru mine, în mod special, pentru toți românii. Și, suntem de-abia la început, de-abia acum ne coagulăm. Avem un nucleu de 4 membri fondatori care am pornit cu această idee. Consiliul Județean Alba ne este partener. Mulțumim și pe această ocazie pentru sprijinul acordat, că nu ajungeam aici fără sprijinul lor. Da. Care sunt caracteristicile lui în ceea ce privește cum se comportă la vânat? Care ar fi aturile lui în comparație cu ogarul, să zicem? Da, sunt cu totul diferit. La vânat este folosit pentru goană. Este folosit pentru goană, pentru grup, împreună cu grupul de hăitași gonesc vânatul și l-aduc spre standurile vânătorilor. Are un nas, cum v-am spus, extraordinar de bun, simte vânatul de la mare distanță, ia urma, e capabil să meargă zeci de kilometri pe o urmă proaspătă sau mai veche, poate fi folosit și pentru munca de limier, adică pentru urmărirea vânatului rănit și recuperat, ceea ce chiar și economic înseamnă foarte mult, să nu pierzi un mistreț sau un urs sau un cerb. Și manifestă agresivitate pentru vânatul cu păr, vânatul negru, pentru mistreț și urs. Da, cu vânatul este rău. Sigur, el nu este foarte agresiv și nici n-ar trebui să fie foarte agresiv. El trebuie să latre, să localizeze, să hărțuiască. Nu ar trebui să muște. Exact, și să semâne vânatul. Când intră în luptă directă, de multe ori poate să piardă în fața colților, mistreților sau... Cât costă un pui? Contează foarte mult de părinți, de ce știu să facă părinții, de pedigree. Un pui poate să înceapă de la 100 de euro, 300 de euro, sau chiar mai scump. Un câine învățat, știu, o cățea de la Bistrița care s-a vândut cu 5.000 de euro. Da. Dar asta înseamnă deja experiență multă și rezultate deosebite la vânătoare. Am înțeles. Vă mulțumesc, succes în activitate. Vă mulțumesc foarte frumos. Succes în același timp și spor la vânat, cum se zice. Eu vorbă, nu se zice, dar aici nu se zice.